Bună dimineața, colegi, vă salut. Astăzi fac ceva un pic diferit. Să văd dacă pot să-l prind în filmare. Deci acesta este un camion DAF LF 230. Am delivrat niște produse pentru o companie la care eu obișnuiam să livrez camioane, vehicule. Da, sunt la Bucurs. Și astăzi a venit rândul să conduc un camion care este închiriat. Dar numai că nu e de la compania aia care lucram eu pentru ei, pentru de la altcineva. Este un camion de 18 tone. Este un camion care este încărcat cu paleți, cu șporoți. Sunt niște cutii frigorifice, da? Sunt anumite produse, da? Și produse mai ciudate și produse mai puțin ciudate. Așa că astăzi am să devin și un, nu știu cum să pune, cu asta înăuntru, cred. Da. Habar n-am, frate. Astăzi devin și eu un pic de coronavirus ăsta, dar numai că mi se apuresc ochelarii, frate, dacă țin asta. Ce ai, frate, nu pot... Mamă, ce ai, frate, nu pot să respir, să apuresc ochelarii, nu știu. Să mergem la treabă. Am verificat camionul, totul e ok, n-am de ce să-mi fac probleme în legătură cu camionul. Mergem la treabă. Am de făcut 5 descărcări în zona Oldham. Oldham, Royton, am mai fost noi pe acolo. Mergem la treabă. Momentan suntem la Bucurs, Wholesaler. Deci e un fel de cash and carry, ceva de genul. E singurul loc unde mai puteți să găsiți hârtie igienică, lavete, soluție pentru curățat mâinile, să pun lichid, să pun și toate cele. Da, fraților, se pare că în Manchester este o criză de așa ceva. Când am fost acum câteva zile, pe unde mă trimiți acum, zici că nu e bine. Navigația, nu știu, în ce pom mă vede, în orice caz. Și am fost și n-am mai găsit deloc să pun, n-am mai găsit nimic, frate, nimic. Tot stocul este epuizat. Ia uite cum se numește o stradă pe aici, Paprika Close. Varna. Ia uite, Varna Street. Ia uite, frate, am ajuns în Bulgaria. Eu de când am terminat ziua de muncă de ieri, nu aveam nimic stabilit pentru ziua de azi, dar n-au fost comenzi și mi-a spus femeia de la agenție că ea se trezește la 5:30 dimineața și că dacă e ceva îmi dă mesaj. Bineînțeles, am lăsat telefonul exact pe mod normal să sune, să aud ce face, toate cele. Da. Și ce s-a întâmplat? Că mi-a dat un mesaj pe la 6 și un pic, da? Zice: Robert, dacă vrei, este un job disponibil la Bucurs, clas 2, ai decât de livrat cu șporoți, cu produse, mai sunt anumite magazine pe care încerci tu să mai dai cât o cutie jos sau ceva, cât poate, frate, să intre într-o cușcă de aia poros, că nu e cine știe ce. Niciodată nu am fost genul de persoană, frate, să fug de muncă sau ceva. Imediat i-am dat telefon, deci i-am dat mesaj, nu mi-a răspuns, că probabil n-a auzit. I-am dat telefon și am zis: mai e disponibil ceea ce mi-ai trimis? Că mi-a dat mesaj pe la un 6:50. Nu, mi-a dat mesaj pe la un 5:50 și eu m-am trezit fără să sune alarma, fără nimic, m-am trezit în obișnuință, nu știu. Așa, m-am trezit la un 6:05, 6:10 și am dat imediat telefon că poate o fi luat altcineva jobul. Deci, da, Robert, e disponibil, vrei să te duci? Și zic: da, da, se poate de la 7. Da, da, nicio problemă, iau nevoie de cineva în cel mai scurt timp posibil, dar dacă vrei de la 7 e ok. Ok, m-am suit în mașină, m-am dus, am ajuns fix, frate, la 7. Pun pe navigație, mă uit unde e. Zic: stai, mă, frate, așa că mie nu trebuie poscut, nu-mi trebuie nimic, că știu să ajung acolo. Am ajuns. Zic: stai, mă, că voi, am mai venit aici, am mai lucrat, m-a recunoscut și femeia de la recepție. După aia, managerul, când a venit direct la mine, să uita așa. Zice, să uita, rămâne așa, să uita. Și zice: stai așa, că pe tine te cunosc. Tu ai lucrat la compania cu tare. Și zic: nu, eu am fost la Enterprise, v-am adus camioane, dar tu parcă erai pe Middleton, erai pe altă parte.
Deci, a, da, 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 tu, ok. Și zic, a, ce faci acum, ai devenit manager? Da. Ca să vezi, frate, el era decât un băiat care verifica marfa și acum e manager aici, în Gorton. Zicea, bravo, bine, ok, dă-mi și mie permisul tău, cardul tahograf, dă și mie, te rog frumos, atestatul transport mărfurii, le-am dat. Zice, îmi dai permisiunea să-ți verific datele pe gov.uk? Zic, da, ok, le-am verificat, a văzut ce categorii pot să conduc, a văzut că nu am niciun punct, a văzut că sunt ok, sunt toate cele. După aia mi-a dat să completez când am terminat ultima zi de muncă, ce am făcut, ce am dres, totul, știi? După ce am făcut hârtiile cu el, zice, ok, hai să mergem la camion, uite, ai acolo foaia care îți verifici, ăsta e camion, uitați defecte ce are, l-am verificat pe tot, deci n-am scris nil de la cap la coadă, cum poate mulți fac, deci l-am verificat, frate, m-am uitat, camionul este ok, este din 2018, înțelegi? Deci nu ar fi problemă cu așa ceva. Ok, tot ce trebuie să fac, uite, mi-a pus și aici, rob. Așa se zice prescurtat la Rob. Rob Williams. Și aici, de la fiecare client, uite, la, am 5 magazine de făcut, toate în Oldham, uite. Oldham nou, asta e mai mult roșu de el. Oldham. Uite, toate sunt, deci Oldham 4, ăsta și ăsta, e unul lângă altul. Oldham 2, Oldham 1 și ăsta. Uite, toată marfa are 3 tone, 267. Ce am înăuntru, este un 18 tone, dar capacitatea lui cred că e undeva la între 8 tone și 10 tone, cât poți să bagi în el, știi? La greutate, la volum, nu știu, depinde de produse. Tubă face dreapta, dar eu mă voi strecura pe aici. Nu cred că mai e nevoie să mă bag aici. Ha, ba da, stai că face dreapta, pentru că am la primul client. Primul client sunt 6 cuști, uite, o tonă 400, la al doilea am 300, la al doilea am 300, la al treilea am 700, la al patrulea am 400 și la ultimul am 300 și. Deci am și cuși pe roți, am și 2 paleți care iau cu pom tracu și las jos. Oi, mai prinde și o semafor ăsta? Că în general sunt campion la semafoare roșii, să le prind. Nu prea aia sunt norocos așa cu semafoarele. Asta nu știu ce face, încalecă pe ușa și dai drumul de aici. Ieri am fost și am lucrat pe dubă, pe 3,5 tone. Am făcut un favor agenției, zice, Robert, avem un job, dar nu avem șofer să trimitem pentru că cineva nu vrea să ducă la muncă și nu vrea să trezească și cu tare zic, dă-mă mie jobul, că oricum eu am nevoie de bani și până la urmă e muncă, frate, știi? Muncă, faci muncă, ce, faci clavie cumva, muncești și nu ești plătit, sau unde e problema? Și zic, ok, mă duc la muncă, dar dacă mă plătești la fel ca pe camion. Zice, Robert, pentru că e vorba despre tine și pentru că îmi faci un favor, da, te voi plăti ca pe clas 2. Adică mi-a dat de înțeles că dacă mă mai cheamă pe dubă, pe viitor nu mai mă plătește la fel ca pe clas 2. Ia uite ce frumos e Mustangul ăla verde. Și m-am dus ieri o dubă, un Mercedes Sprinter, dar nu varianta aia lungă, varianta mai scurtă. Băi, frate, și înăuntru cutiilor ce să fie, ce să fie. Ce să fie, ce să fie. Ziceți, mă, băieți, mai. Vă spun eu ce era. Carne de vită, frate. Carne de vită, carne de porc, carne de pui. Deci la o carmangerie de asta, tăiată frumos, bam bam, pus în pungi de plastic, ambalate, sigilate. Și după ce marfa era ambalată, sigilată în pungi de plastic și toate cele, marfa era așezată în cutii, da? În cutii de carton, foarte rezistente. Iar acele cutii mai aveau două sigile puse peste să poți să le manevrezi. Nu ai trolley, nu ai transpaletă, nu ai nimic. Aia e cea mai grea cutie, să zic, 10 kg, 20 de kg. Mă rog, nici nu simt la mână dacă o iau. Un client o cutie, un client două cutii, un client trei cutii, un client patru cutii. Cel mai multe cutii am avut la un client 8 cutii, frate. Le lași, ai luat semnătura, ai plecat. Le lași, ai luat semnătura, ai plecat. Nimic, frate, nimic altceva. Și am avut 16 descărcări.
am avut în zona Birmingham, am avut așa adunat de făcut undeva între 300 și 500 de kilometri. Și după ce am parcurs ziua de ieri, nu știu, am început undeva la 6 jumate și am terminat pe la vreo 5, să spun. Treaba e că a trebuit să mă duc la Peco să-mi pun motorină, că cineva n-a pus. După de ieri, deși era Mercedes și, nu știu, un brand destul de bun, frate, vreau să vă zic că înăuntru era dezmăs total, știi ce e aia? Și nu prea mi-a plăcut ieri să fac treaba asta. Am avut multe școli, magazine, instituții, am ajuns pe la Birmingham, pe la aeroport. Așa, în drum spre Birmingham și la întoarcere din Birmingham a fost așa un pic ceva trafic. Sunt zonele alea de pe M6 unde se tot lucrează cu upgrade-ul către Smart Motorway și toate cele. Și pentru că se lucrează și se face ceva de genul, e limită 50 la oră și unele porțiuni de drum au și 60 la oră chiar, știi? Pe la Stafford, pe acolo când treci. Mă rog, am luat semnătură, pui temperatura, pui timpul la cât ajungi. Întârziasem la fiecare client în parte pentru că n-am găsit adresa din prima, frate, și mai ales la aeroport. Am făcut niște tumbe pe acolo că nu știam, am avut de descărcat la hotel, la nou hotel și la Ibis. Bă, frate, și nu scrie acolo, scrie hotel pe unde la nu știu ce, dar sunt așezate unul spatele celuilalt și nu poți să știi care e, frate. Nimeni pe acolo să întreb, cam pustiu, frate. Nu știu acum dacă m-o fi luat aia pe cameră sau ceva ce am făcut eu pe acolo, dar am luat-o și un pic pe interzis, am luat-o un pic și așa, pentru că nu scrie pe indicator, frate, scrie terminalul 1, terminalul 2, terminalul 3, terminalul 100. Dar nu scrie către hotelul cu tare, către hotelul cu tare. Știi, să ai și tu, să ai și tu un pic așa de ghidare, să știi unde să te duci, încotro să te îndrepți, ca să nu blochezi sau să faci alte chestii. Nu știu. Pentru că am fost acolo, am întârziat, dar nu m-a sunat nimeni să zică, frate, ai întârziat, de ce ai întârziat? Sau, frate, la cât ajungi? Știi ce mi-a zis? Mi-a pus cheia mână, mi-a pus foile, mi-a dat duba, a deschis ușile, zice, asta e marfa, ai etichetă pe fiecare client, ai în josul paginii câte cutii ai la fiecare, te uiți pe etichetă, vezi ce ai dat, ai luat semnătura, ai pus temperatura, timpul și ai plecat. O prima și prima oară mă voi duce la client, voi saluta, salut, sunt de la ăștia, de la Bucăreș, am venit să livrez, unde vrei marfa? Și cu tare zice ok. Eu zic, e ok cu camera? Da. Bam, bam. Nu e ok cu camera, stic filmarea, zic, îmi cer scuze, eu vreau să fiu safe. Dacă pic din camion, dacă cu tare, dar în același timp o fac și YouTube, știi? Care e problema? Vedem dacă mă lasă colegul. Nu mă lași, mă? Dă-și tu un flash să știu că mă lași. Că nu prea văd exact care ar fi distanța dintre noi, dar nu mai contează. Ia și tu așa, bam, să nu zici că nu ți-am dat. Dăm și semnal, cu toate că suntem pe două benzi din dreapta, dar cineva care tot urmărește legislația asta din România crede că legislația asta se aplică pe peste tot. Așa că hai să fim legislativi, că de atâta suntem buni. Să fie cu soare, că afară s-a norat, s-a norat și s-a dat peste cap. Dar s-a norat, s-a norat, s-a norat și nu te-ai însurat, însurat, însurat. Dar irararai, irararai, irararai. Robic se avântă cu viteza luminii stinse și acum ghiși ce face el. Ce vreau să subliniez și să înțelegeți este că fiecare loc de muncă pe care îl faci, indiferent că e cu agenția sau cu o companie, îți dă posibilitatea să îți îmbunătățești cunoștințele pe care le ai sau nu le ai, știi? Și să îți folosească mai departe în meseria pe care ți-o alegi, în jobul pe care ți-l alegi. Unde mă duc sunt înconjurat de semafoare, 1, 2, 3, 4, 5, 100. 100 de semafoare în intersecție la băiatul, 100 în următoarea, 100 în cealaltă. Ce să faci, bă, frate?
Asta înseamnă să fii șoferul de agenție. Înseamnă să știi pentru ce vii la muncă, frate. Vii la muncă să muncești. Că termin de vreme, că termin târziu, ești plătit. Că termin munca în 2 ore, ești plătit 8 ore sau, nu știu, depinde de fiecare. Dacă faci mai mult de 8 ore și alea, îți faci un overtime. Overtime ești plătit mai mult sau mai puțin, depinde fiecare ce înțelegere are. Dar ceea ce vreau să spun e că nu știu sigur pentru câte companii am lucrat cu agenția respectivă, după aia cu alta și cu alta, dar vreau să zic că până acum în Manchester cred că am lucrat pentru 10 companii diferite, frate. Cred. 10, 9, 10, 11, ceva de genul. Așa că nu vreau să mă dau mare la voi cu ocazia asta. Ce vreau să vă spun e că fiecare job în fiecare companie contribuie mai departe în dobândirea cunoștințelor pe măsură ce avansezi în cariera de șofer de camion, da? Și camion, e șofer de camion. Am mers pe drum, am văzut copacii, clădirile și cutare și zigzagurile și toate astea și cum e drumul făcut, mi-a tresărit o chestie, că știu zona, că o cunosc, știi? Nu știam exact cu un minus, cu un plus, dar aceste informații mi-au venit cumva. De-aia vă spun că Anglia nu e... Anglia este toată la fel, dar nu este toată la fel. Și voi să spuneți, bă, dar ești nebun. Cum spui chestia asta? Afirm o chestie și în același timp te contrazici. Dintr-un punct de vedere toate este la fel, din alt punct de vedere nu este la fel. Da? Și aici vă las pe voi să vă gândiți de ce spun aceste lucruri. Uite, în față avem indicator, avertizare, tramvai. Da? Aici dăm semnal, ne uităm. City Center, Rochdale, Chadderton. Deci o iau pe A62 asta. Oh. 50, interzis bicicliști, interzis vehicule cu tracțiune animală, da? Interzis căruțelor cu cai. Aude cum e drumul ăsta, am mai fost pe aici de câteva ori. Dar ceea ce vreau să subliniez este calitatea asfaltului, domne. Uite, drum cu două benzi pe sens. Dacă exista în România așa drum, era considerat autostradă. Verde la noi e autostradă, la ea autostradă e cu albastru. Și se spune motorway. Înțelegi? Aici mă voi încadra pe banda aceasta, pentru că la giratoriu, la sensul giratoriu, va trebui să iau a treia ieșire. Majoritatea șoferilor se încadrează pe banda aia pe acolo, dar vedeți voi, nu știu în România cum vă învață treaba asta cu sensuri giratorii, pentru că de multe ori mi se pare greșit. Când înveți într-un sistem și după aia vii în altă țară și înveți în alt sistem. Știi? Ok. Ramp. Deci aici s-o lasă încet. Hop. Hop. Și aici să mă duc. Frate, vă mai aduceți aminte când oamenii îmi spuneau că nu pot să fac șoferie, că eu nu voi fi niciodată șofer, că eu nu voi face niciodată chestia ca eu să fiu șofer în Anglia sau asta. Și când spun asta, nu mă refer la abonați, la foști abonați sau la alte chestii. Nu, mă refer la oamenii pe care i-am întâlnit în toată viața mea, pe care nu i-am mai văzut de mult sau ceva. Ei spuneau că sunt chiorete, că nu văd, că nu simt, că nu putare, că nu putare, că eu nu sunt șofer, că alea. Bă, frate, uite că a trecut atâta timp și pe lângă faptul că nu ne-am văzut de mult timp, da? Și am lăsat ca această tăcere să-și pună cuvântul dacă am fost sau nu prieten cu persoanele respective, pentru că atunci când nu mai cauți anumite persoane și vezi că nu te mai caută, că nu-ți mai trimite salut la mulți ani, ce mai faci, nimic, atunci vezi exact, frate, ce înseamnă prietenia, știi? Și cât de mult ți se oferă această prietenie. Și ei îmi spuneau că nu pot. Uite, frate, că m-am descurcat acolo cu salariu mic, cu salariu mare, cu salariu cum o fi el. M-am descurcat. Nu am ieșit să cerșesc, nu am ieșit să dau un cap. Mi-am văzut de treaba mea. Am lăsat, nu știu, în viziunea unora, faptul că mi-am lăsat magazinul și n-am mai fost eu patron și toate cele, și am devenit șofer, că am luat o decizie proastă, că am făcut-o cam drept. Frate, ce vreau să vă spun e că eu sunt fericit în pielea mea, chiar dacă momentan
Uite, aceasta, uite, CCTV. Deci asta merge și îți dă amendă. Îmi cer scuze că trebuie să depășesc aici, dar respectivul șofer s-a pus un pic cam aiurea. Și uite că am trecut peste orice situație, cât de grea a fost ea, și continui să-mi fac meseria, continui să lucrez. Nu știu, să vedem acum cu coronavirusul ăsta, care eu nu cer să găsesc motiv ca să nu dau de clason sau ceva. Deci să nu se înțeleagă greșit. Numai că să vedem dacă vor fi deschise școlile de șoferi și ce mai e, pentru că na, acum ei vor să închidă școli, instituții, tot. Și asta am văzut și ieri, când am fost și am livrat cu Duba, cu carnea de vită. Am fost într-un complex, erau 200-300 de magazine, frate, și erau decât doi români care băgau marfă într-un magazin la Subway și m-au lăsat să intru, că au avut cartelă, și mai erau două gagici la tot așa, un ăsta, gen Subway, dar are alt nume, am uitat. Atât, frate, nimeni altcineva, nu era absolut nimeni. Și uitați, omul se duce înainte de pe banda din dreapta. Banda care faci numai dreapta pe ea, el se duce înainte. Zilele astea, să văd unde parchez. Deci problema care este asta, sunt două probleme. Faptul că trebuie să văd, să am grijă pe unde parchez, să nu-mi iau vreo amendă. Acum sper să nu fie vreun de la vreun traffic order de la de-ți da amenzi, poate stă și el acasă să nu ia coronavirus, știi? Așa. Aici va trebui să iau stânga, iar este road ahead close. Minunat. Hai, mă, fă-ți. Dă-te mai așa să poți să virezi și eu. S-a pus fix acolo, dar nu pot să iau. Știți de ce? Pentru că de la motrică către ușa din spate, da? Vreau să vă zic că e o distanță mare și la viraje de-astea așa îi dai cu curul, dă-i faci dita mai gaura. Aici va trebui să iau dreapta. Voi aștepta ca această mașină să treacă, dar camionul n-are răbdare și încearcă să mă depășească, pentru că n-are răbdare. Este un idiot pe skipper, care nu are răbdare să iau și eu virajul, frate. E un șofer care a luat carnetul la Pitești, știi? Probabil. Adică l-a luat fără să învețe. Asta vreau să subliniez, nu că am eu ceva, deci nu că am eu ceva cu persoanele de la Pitești, nu, frate. A respect pe toată lumea din țară. Doar că acolo s-au dat carnetele pe nașpa, s-au dat categoriile pe nașpa. A, fii atent că la premierul ăsta mi se pare că făceam eu gunoiul. Dacă are tomberoane cu viridor afară, înseamnă că îl cunosc pe gagiu. Că mai mă duceam și mai luam Red Bull-uri și țigări și ce mai luam de pe aici. Ok. Deci trebuie să ajung pe... A, e bine că e o stradă de asta care nu prea e circulată, pot să-mi fac și o treabă liniștit. A, și mai e o chestie cu cuștile astea pe roți, care vreau să vă spun, e că acest camion, uite, premierul ăsta e. Acest camion trebuie să fie parcat pe teren drept, știi? Dar numai că aici e un pic în pantă. Da, așa, să vedem. Cred că aici, în spate, la ușa asta o să le vrea. Și să vedem pe unde duc cuștile. Hai să ieșim de aici. Ok. Asta s-a închis. Mă duc în nou să văd ce zice. Hi, mate. Okay. From Booker's. Yeah. Just doing deliveries. Where do you want your stuff? Could I have it down that middle, the milk, where that milk thing is, and then cages. Cages, just, yeah. Just down that just middle there. On the yeah. Right. Yeah. Is that okay with the camera? It's just for security purposes. I'm fine. Yeah. Thank you, mate. That's your invoice as well. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Deci am permisiune să filmez. Ceea ce înseamnă că Robica este fericită. Ok. Așa, aici este închis. Ok.
aici nu deschid, că dacă deschid ușa aia, cred că vine tot cu mine. Să bag cheile. Acesta este spatele camionului. Mai întâi să deschid ușa. Și asta e securizată. Și este și dovadă, frate, în cazul în care cineva încearcă să mă facă. Aici n-are ce să fure cât timp sunt eu plecat. Op, bă, dar o avea și el vreun troli, mă? O avea și el vreun troli ceva? Că n-am cărucior, ar fi fost bine. Acum trebuie să le car pastea la mână. Să car pâinea asta. Să scap de ea. Așa. Deci era mai bine să fi parcat camionul pe partea asta. Dar numai că loading bay-ul e acolo. Uite, era bine, aici urcam alea, dar n-am blochis tot aici. Stai mei? Bread? Down there on the right, yeah, left bag off, yeah, that. Yeah? And then just the right. Yeah? Yeah? Stai mei? Busy? Not busy. No, not so busy because of that virus, isn't it? Like, everyone is like mad. Yeah. Okay. Okay, acum să trecem la treabă. Mi se pare că și astea înghețate le are MJ. Deci MJ are și Frozen. Mai întâi să scap de astea, dar trebuie să le deschid, să le golesc și să car cutie cu cutie. Hai să scap de astea, să fac munca manual întâi. Ok, dau liftul jos. Ce are butonul ăsta? Ăsta din dreapta. Deci hai să vă zic, ăsta din dreapta e ca să folosești ăsta. Dacă dai în stânga, folosește la de dinăuntru, da? Iar ăsta se duce în dreapta sau în stânga, sus sau jos. Și mai are chestia asta la ramp, la asta să vină sus și în jos, îi dai de aici, știi? Aici vine așa. Uite, capacitate cât poate să ia, o tonă jumate. Ok, acum o să mă opresc. O să... Da, oricum trebuie să desfac asta. Deci asta le fac primele. Are un clănțău de la pe aici. Ok, cred că așa trebuie să stea. În ce mi-aduc eu aminte. Trebuie să stea pe unde ăsta. Aha, deci asta... Asta trebuie... Asta tot vine încă. Avea clănțău ăsta aici. Da, în fine. Oricum, astea trebuie să le desfac. Așa că... De aici, tras spre tine. E securizată, nu se duce nicăieri, da? Ridici, e cu jos. Ok, aici voi comuta ăsta. Aici. Bă, să știi că îmi place jobul ăsta. Dacă am unde să parchez, chiar dacă trebuie să le car la mână, n-ar fi problemă. Ar fi ok să mă duc cu cuștile până acolo, dar s-ar putea să aibă decât două sau trei cutii. Deci asta este Kinga. Tragem de asta. Tragem de asta. Ținem apăsat. Până în capăt. Tragem așa. Pac. Ca să nu mai muncim încă o dată. Știi că asta va trebui iar să le leg. De aici. Asta. Cum eram? A, apăsată. Apăsată. Care ceva. Apăsată și de aici a scos tot. Punga asta nu știu ce e. Ok. Ok. Uite, chipsuri, ce sunt astea, frate? Golden Yorkshire. Bă, ești nebun? Și chipsurile le bag în congelator. Cartofi. Nu știu, probabil așa vor fi astea. Să le țin așa. Asta e gheață, asta e grea. Bă, un trolley de ăla era bun. Ia să-l întreb, poate are el vreun trolley în magazin. Ia, aici e ceva. Nu
niște scuburi cu gheață, cred. Mă, nu cred că are nimic anul ăsta. Pe la aia, pe la Watts Farms, când lucram, livram de-astea cu mâncare. Stai așa, dacă se deschide așa. Dar de ce nu se deschide? Pentru că ușa cred că e altfel, nu e pe partea asta, ușa e pe partea altă. E altfel de cușcă. Și asta e marfa, fraților, ce am aici, am uitat să vă prezint, îmi cer scuze. Bă, știi ce fac cu asta, că e prea grea? Cu asta cred că o să mă duc direct în magazin. Mă duc direct în magazin decât să stau să iau la mână. Știi? Asta o închid așa, mă duc cu astea să scap de ele mai întâi, ca să nu mai car încă una. Asta nu fuge nicăieri, am ăla de cauciuc. Ok, apăsăm aici. Bam. Lăsăm liftul jos. Să le dau poste. Scap de ele. Să-l întreb, poate are vreun troli ceva. Păi și ăștia, mă, trebuie să-mi dea un troli, mă. A zis că totul e păcuș pe roz, da? Nu știu acum. Right, mate, frozen? Frozen, just down there, if you see where the freezer is at. Yeah? Right, mate? Hi. Is that okay on here? Yeah, not good. Yeah? Să mă strecor mai repede dacă le iau la mână așa, bam, 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 bam. Așa. Să duc astea două cutii. Nu sta așa grele, undeva la 5 kg. Am mult. Am o strecor mai repede așa, bam, bam. Deci am la băieții, am astea două. De-astea de gheață. Și mai am vreo 6 cuști. O să iau așa, mă duc pe ea în magazin. Stai să vedem. Mie mie ca să nu mai urc chiar pe lift, să o dau jos. Știi? Mie asta mi-e mai mult. Ok. Stai așa. Deci asta e ridicată neapărat. Să nu fugă marfa. Așa. Pus în capă de tot. Așa, cum s-o pun, pun cu partea asta. Hop. Să pot să ajung și la întrerupător. Asta ținută mâna pe ea. Dar tot vine cu aia. Dacă o sucesc așa. Rezem ultimul, frate. Stă camionul în vale și de-aia. Nu cred că pică de aici. Ia. Nu, e roata sucită în partea elaltă. N-are un să pice. Dar totuși mi-au măsuri suplimentare de precauție să n-am probleme. Ok, acum e un pic în vale. S-ar putea să am probleme la cuștile alea mai grele. Ok. Da, asta mie mie mai mult, că așa le luăm la mână.
Și era treaba făcută, știi? Aici o să iau pe stradă, că e greu tare de urcat cu sărăcia aia de acolo. Mă, și până la ușa aia, dacă le aduc, ar fi bine. Sală cu coronavirus sau cu de-astea, pare să fac o treabă. Hai să vedem măcar aici la intrare, să nu mai bagă înăuntru. Dau mai așa să aibă și clienții acces. Ok. Sau să mă duc eu frumos înăuntru, mai bine. Am o călcare înăuntru până. Tot ok. Ok. Sorry, madam. Thank you. Is this one of these hot workers? Yeah, it's just frozen stuff, it's a lot of it. Oh, just here. Right. I'll take it back, don't worry. Okay. Let's go this way. I'll just pop this one on here. Yep. I'll help you if you want. I think this is the easiest way anyway, because it's filled up, yeah. I'll just pass it to you. Yeah, that's yeah? Fine, yeah? Thank you. Cheers, mate. Thank you. Merry Christmas. Yeah, just because of that virus, innit? Like, everybody's stocking up. Like, I just been with my mom a few days ago in Asda. And we couldn't find any bread, you know, or toilet paper, or sanitizer gel, or anything. Everyone is just stocking up at the minute. Thank you. Hop. Come on. Hop. Yeah. Thank you. Right. So did you expect all of this? Yeah, isn't yeah, it? Like, yeah. I forgot what I did. Yeah. Yeah. You need to set the cages back outside. And set the one with the cardboard in which you leave. Yeah. So the next cages that I will bring, you want them inside or? Yeah, they come inside. They'll show you where to go. But all the cages outside need all to the cages back. Needs to go back. No problem. Thank you. No problem. Sorry. Yep. Loads of stuff. Să duc asta înapoi. În diagonală ca să nu se ducă în magazin. Deci trebuie să fac și colecție de cuști aici, în afară de cușca cu carton. Aici o trag după mine, chiar dacă nu e corect, dar e mai în siguranță. Să nu dau un ceva, știi? Astea le-aș pune momentan undeva afară. Aici ridicăm asta. Decât să facem pe spartanii, mai bine stăm cu minți. Știi?
Aici îl voi bloca cu spatele. Iar aici apăs pe buton. N-are unde să duc. Poate avea o greutate mai mare decât a mea asta. Și fiecare greutate acționează. Pentru că e undeva în pantă. Acum tot ce trebuie să fac e să-l pun la loc. Să văd dacă reușesc. Cum și unde e. Pe partea asta. Până la urmă nu mai contează, că oricum e Kinga. Știi? Să-l bag aici. Așa. E ceva, e ceva de muncă azi, cu 5 descărcări. Adică, să vedeți că nu stau să șomez, eu muncesc, frate. Știi? Așa, asta cu Kinga, asta de aici. Asta de aici. Trageți de asta. Trageți. Trage și de asta, să le aduceți cât mai aproape. Oricum Kinga va strânge acum. Știi? Trageți de asta. Că e dreaptă, că e strâmbă. Nu mai contează. Important e că asta să fie dreaptă. Să puteți să strângeți. Are importanță. Pe fier, pe lemn, pe ce-o fi. Important e să nu fugă nicăieri. Știi? Oricum camionul e închiriat, așa că mare problemă n-ar fi. Oricum aia când îl colectează nici nu stă să facă dacă e un pic zgâriat înăuntru sau ceva. Ok. Dau pasul pe aici. Ok, acum a venit rândul astea. Deci MJ's. Deci astea toate trebuie să le dau înăuntru. Eu decât le aduc înăuntru acum. Deschid asta. Nu e deschisă complet. Deschid asta. S-a deschis și ceasul în același timp. Deci e ceasul, nu, 35. Asta o arunc momentan în spate. Sau nu, cred că o desprind, că toate astea sunt pentru aici. Oricum, dacă camionul este așa, n-are cum să vină încoace. N-are cum. Este împotriva fizicii, chimiei, ia tot ce vreți. Verific astea mai întâi. Nu fuge nicăieri, da? Nu știu dacă voi putea să le las pe amândouă, că e un pic în pantă. De unde le apuc? Ia, le apuc de aici. Ok. Mânerele cred că sunt pe partea lor. Mamă, deci fii atent. Bere, băuturi. Mamă, știi ce greu e asta? Să văd cum voi reuși să-l duc pe ăsta, frate. Dacă nu, cred că voi duce cutie. Mamă, ce greu e, mâncat în sufletul tău. Stai așa, că am văzut o chestie. Îl pun pe ăsta aici. Stai, că se duce prea în lateral. Așa, deci împing în ăla. Și aici. Acum înțeleg eu de ce e cauciucul ăsta. Să vedem dacă mă fuge acum. Îl bag aici. Și eu sunt prea barbar. Ia să vedem. Uite că stă. Stă, dacă nu stă, îi mai pun și eu Kinga. Vorba aia. Asta să vedem. Bă, MJ, ăsta tot MJ trebuie să fie. Mamă, ce greu e ăsta, mâncați-i sufletul tău. Și ăsta tot băuturi are ceva în el. Mamă. Să-l mișc un pic, să mă bag în partea aia, să-l împing, știi? Ia. Sau să mă facă sandwich, una din două. Nu, dacă țin sus n-am forță să împing, trebuie să țin de la jumate. Ok. Acum trebuie să găsesc alt cauciuc. Deci, o mână pe el. Să nu fugă nicăieri nesimțitul, că dacă fuge, mă face sandwich. Așa e că nu fuge. Acum să vedem dacă fuge undeva. Uite că nu fuge. Ok. Deci acum toată forța e pusă în cauciucul ăla. Deci am astea două și cred că cu alea trei și cred că mai e una în spate. Deci acum e acum. Acum să vezi futăreala.
Că nici n-am cea mai mare idee cum să le iau. Că le iau pe aici, e drumul așa, deci tot pe stradă trebuie să-l duc. Mă duc pe mijlocul străzii. Să vedem de unde îl prind. Deci aia trebuie să am grijă cu ea, că să nu se desprindă. Ia uite, ce aveți voi nevoie. Vă dă băiatul aici. Hop. Să-l trag așa într-o parte. Să fac semn la mașină să treacă. Să-l las și pe ăsta să treacă. Să fiu liniștit, să nu stea. Nu-mi place când, de exemplu, eu mă duc undeva să mai am mașină în spate care stă după mine. Mă pune, nu știu, pune presiune pe mine și nu-mi place să aștept. Hai, frate. A, te-a găsit și pe tine acum. A, știu cum îl voi duce. Mă voi duce cu spatele. Chiar dacă nu este logic așa să-l duci. Pentru că pot să văd ce mașini vin din față. Pe banda asta nu cred că o să vină nimic. Nu cred că e nimeni atât de idiot să vină pe banda asta. Pe partea asta. Este să am grijă că e drumul praf. Să mă dau mai așa un pic. Whisky. Mamă, e foarte greu ăsta, frate. Right? Sala astăzi. Stai să vedem cum iau curba acum, că acum va trebui să-l trag. Right, lad, can you give me a hand, please? This one is really heavy, you know? Like, yeah. Oh, we got the dog now! Yeah. Few of them. Are they nine parts? No. No, we haven't. I'm taking it all with me now. Yeah. £280. Search Sky Mobile today. Yeah. Yeah, that's all good. Like me. All at Cradendale. Come on, Matt! Sorry. Copilul ăla să tușească, vreau să iau la fugă de acolo. A, copiii sunt mici, nu știe să pună mâna la gură și împrăștie tot așa, știi? Alt Baltazar de-asta. Asta barem știu că e ilegal. Cred că de-aia l-a și legat, știe că e foarte greu, că să poate să-l fută. Hai mă, luați-o și voi pe banda voastră. Că aveți loc, frate, intru eu cu camionul, ce naibii. Problema e să nu ia în stânga sau în dreapta, să rămână pe drept. Îl țin de aici. Vine cu toată forța.
să-l împing așa, că ăsta e spatele. Dar trebuie să fie mai rezistent. Că dacă împing așa, mi-e că se răstoarnă tot. Vreau așa încet. Să-l împing. Mamă, și lume în magazin. All right, thank you. What do you want? I've got it. Yeah? It's quite heavy, you know? It's okay. Thank you. I've got another two roll cages if you need more. No, I'm all right. Thank you. Thank you. Am făcut o glumă cu doamna, sper să nu se supere. I-am zis că mai am două cuști cu hârtie dacă vrea. Și au început să râd alea pe acolo. Nebunaticile. Astea cu copii cele mai periculoase. Dacă te dai la ele sau ai făcut vreo mișcare, imediat sună la gardă. Ia să vedem asta. Ok. Ok. Luăm tamponele astea. Îl punem așa. Ca să fie ușor de accesat. Așa. Îl țin pe mână de bara. Să nu vin în cap. La fel fac și aici. Îl țin pe mână. Deci dacă ai picat după un de-asta, poți să te numești victimă sigură. Astea le strâng la garaj, că n-am chef acum să stau să le strâng. Ok, să le iau pe ăsta, că ăsta văd că e cam nărăvaș. Ia uite aici problemă. Sper să nu-mi fugă pe stradă. A, oricum, ia apă, suc, astea sunt 20 de pi. Ia uite, frate, 80 de pi, suc, ce mai vrei? Nu știu cu ce preț l-o fi luat ăștia. Mi se pare că le ia la promoție, nu știu cum. Le ia la oferte, la asta. Deci s-a dus. Nichi Percea s-a dus într-o parte. Bun. Sper să vin capă și altul. Hai că nu fuge. MJ's, picker's name, Mikey. Deci am asta, am aia și mai am cușca aia de-n dreapta. Și mi se pare că am și laptele. Hai să vedem. Mikey's. Cum vi se pare, colegi, jobul ăsta? Lăsați-mi și mie în comentarii. Dar vreau să țineți cont de un lucru, că vremea aia de afară cât de cât e prietenoasă. Adică nu e să zici că plouă, dar nu poți să faci nimic. Imaginați-vă dacă plouă, ce nasol e. Știi? Bine, eu am rata mea care mă plătește. Deci iau 11.21 pe oră. Și dacă trec mai mult de 8 ore, după aia orice, îmi iau 13.11 pe oră. Pentru clas 2 eu zic că e ok, frate, sunt unii oameni care... Uite, asta tot MJ. Asta e la alt client. Dar aia trebuie să o iau la mână tot. Deci sunt anumiți șoferi care lucrează pe clas 1 și nu iau atâta cât iau eu pe clas 2. Da, eu iau ce prind. După asta îi zic, frate, dacă mă plătești pe clas 2 îți fac jobul, dacă nu mă plătești, nu ți-l fac. Ok. Hai să o iau pe asta prima, să scap de ea. Ne uităm, nu vine nimic. Ne uităm, nu vine nimic. Pe asta trebuie să o țin de aici, să nu se desfacă ușa. Cu cât reduc viteza acestui cărucior,
acestei cuși pe roți, cu atât impactul ei va fi mai mic. Așa că nu vreau să mă grăbesc, pentru că după aia tot eu va trebui să o opresc cumva. Where is the? Where do you want this? There. Yeah, just the same. Yeah. Just. Right. Okay, love. After you. You okay? After you, no problem. Yeah. I'll have to put these in a bag. You got a bag? No, I've got a bag. Oh, you've got a bag. Yeah. It's this morning at Firms with me, Tyler, in for Tom and Daisy. I'm Justin Bieber with Yummy. Să aibă loc și clientul să treacă dacă vrea. Bă, cred că e ok așa. Astea sunt femei care locuiesc pe benefit, pe council. Astea, în general, cu gura mare așa. De-astea trebuie să aveți cea mai mare grijă în Anglia. Râdeți, glumiți, dar nu comentați la ele sau vă luați în gură, că gardatorilor le dă dreptate. Just on it. Thank you. Cheers. How many have we got? I think two or three left. Okay. Yeah, yeah, yeah. You got some milk as well. Yeah. How did you
Yeah, I will see you tomorrow, yeah. Will you have enough space for all of that? It's quite a lot. Yeah? There's more coming in. Yeah, so many things. I think there are like 8 or 9 together. I don't know if they will have enough space to put them inside. They made the shop bigger. Yeah, of course. They need to. It's a big place around there. Hai să vedem ce mai au băieți. Deci au asta, au asta, au pușca aia. Uite ce e pe mâini. Ia uite ce e pe mâini, după aia să mă scol pe mâini undeva sau să mă șterg cu lavetele alea dinăuntru. Bă, pe ăla scrie MJ. Stai așa că mai e unul. Știi ce fac? Bă, unul mai e. Bă, câte are, mă? Deci sunt 4 înăuntru, 5 cu ăsta. Bă, frate, ești nebun, câte are, mă, ăsta? Stai că ceva nu e în regulă. Ok, să las asta aici. Sper că nu-i vreunul nebun să vină să fure din asta. Pun cușca aici. Deci pun cușca. De-aia zic să mă mișc repede, să nu mai îmi dea alte cuși să iau. Deci trebuie să colectez și niște cuși. Cred că o să le bag aici pe dreapta. Deci va trebui încă o chingă. Deci asta e Lee's Village. Ok. Stai că trebuie să fac o chestie, să-l scot pe ăsta de aici. MJ. MJ, Michael Jordan. Așa, asta stă acolo liniștit. Ia să vedem cum pun asta. O las așa. A, că e pom tracu pe... Mamă, paletul ăla a mai avansat un pic, ești nebun. A, n-are nimic, dacă n-are ce să strice. Cred că la vreo curbă ceva. Ăsta, dacă e cușca în el, n-are nimic. Acolo sunt țigări, stau ceva. Alea trebuie să... Când ajung, trebuie să le dau primele. Băgăm ăsta aici. Să strâng asta prima oară. Vedem ce nebunie facem aici. Strângem așa printre ele, să țină mai bine. Oricum nu e mult de mers până la următoarea destinație. Cel puțin băieții ăștia nu-mi dă să merg o grămadă, știi? Aia e bine, că dacă e aici aproape de casă... Hai mă, n-am ținut eu, bine. Da, așa. Reconfigurarea traseului. Și foarte uzat. Stai mă aici. Ok. Să pot să te strâng. Stai iubire. Iubirea mea din filme. Vă prezint Kinga. Chiar era un nume de femei la cei de naționalitate maghiară. Kinga. Uite frate că... Asta să-l sucesc un pic într-o parte. Nu mergi? Asta lași atunci. Nu fuge nicăieri. Normal, ăsta ar fi trebuit să stea pe drept, așa. Aici. Ei, decât o cutie, e ok. Ăsta nu se duce nicăieri. E strâns, e ok. Nu mai contează că e drept, că e pe parte. Am uitat că în camera pe cap. Hai să finalizez o dată cu băieții ăștia de aici. Deci am... Aia e pe parte. Hai să le iau pe ăsta ușor să scap de el. Așa. Zic că e ușor, dar s-ar putea să fie mai greu decât multe altele. Oricum e mai greu decât ăla de lapte. Surprinzător.
Acum trebuie să termin și cu colecția. Mai am astea două să le iau. Îmi pare atât de rău că am rămas fără baterie la cameră. Mamă, mamă, era să le dau grămadă. Stai așa, să le duc așa. De aici, de aici le împing. Hai, mă. Una o voi ține așa și una așa. Deja două acolo. În astea de obicei se pune lapte. Dar nu mai am nimic să le opresc. Așa că voi folosi o kingă. Și o să vă zic și de ce, că ăla l-am folosit la altceva. Hai că nu fuge de aici, e ok. O să o iau după aia. Ridicăm asta, un pic loc. Asta pot să țin cu mâna. Să ajung la interlocutor. Ok, ale sunt ok. Ai, fraților, frumoasă zona asta pe aici, liniștită. Uite, gen clădirea asta e de la Consiliu, dar uite ce frumos, aia e balustradă, poți să ieși la țigare, la cafea. Zici că e ca în Italia aici, vezi? Da, fraților, uite ce am făcut. Am pus astea, le-am băgat în colțul acolo. Acum nu știu unde o să pun astea. Nu știu, cred că o să le pun momentan aici, să mai scot de marfa aia care o livrez. Una merge aici pusă, sau să le dau pe astea mai în față și să le bag acolo. Nu știu, le pun aici momentan și vedem, mi se pare că și astea se strâng. Pare că și astea se strâng cumva. Dacă ridic de aici sau de aici. Nu mai știu cum e, în orice caz nu mai știu. Nu mai stau să-mi bat capul, le pun așa în linie pe toate. Le pun în linie, le trag o chingă. Le trag o chingă și le așez mai târziu, că... Ia să vedem, ok. Salut, Robert, cu plăcere ți-am urmărit. Ok, o să mă uit mai târziu ce comentarii mi-ați lăsat. Pentru că acum vedeți că sunt ocupat și... Ok, am să le pun așa, să am loc să trec, cred că o să am loc să trec și cu paletul. Cred că o să fie suficient spațiu. Aici o să le împing puțin. Așa, să vedem care king. Aia nu-mi place. Asta nu-mi place nici atât. Mamă, ce hal e, frate. Numai aici nu intrai. Pe bune. Așa. Mamă, ce hal le face, frate. Aoleu. Cine v-a învățat, bă, frate, să lucrați așa? Asta o voi băga. Mi-am încape mâna, nu mi-am încape. Asta o voi băga pe aici. Așa. O voi strânge așa până la urmă. Vedem dacă o strângi. Așa. Pus anapoda. Care le-a pus mahalul ăsta? Tu schinga mătii.
rezolvat o Rubik. Așa. Deci trebuie să țin strâns de aici. Și asta să o folosesc. Mamă, ăștia au mâinile pe invers. Bă, frate, dar lasă chingile astea așa. Pe bune. Bă, nu fuge nicăieri, o să fac un pic de zgomot, dar asta e. Așa că astea sunt legate, sunt strânse. Așa, se bagă astea la loc. Ok, lasă și bun. Așa, astea sunt strânse, chingile sunt strânse, asta e strânsă, marfa asta e strânsă, așa că n-am de ce să-mi fac probleme pe aici. Ok, așa că am terminat cu astea, să las un pic liftul mai jos. Așa. Pun un picior aici. Să mă asigurăm cheile le-am, pentru că dacă închid asta nu mai pot să o deschid decât cu cheia. Ok. Cu asta am terminat. Cu asta am terminat. Dar de fapt trebuia să fac eu altceva. Stai că unde nu-i cap vai de picioare. Unde nu-i cap vai de picioare. Da, așa. Facem o reconfigurare a traseului. Mamă, și mă trece o căcare. Mă trece o căcare, dar nu mai pot. Dacă m-o lăsa ăștia la baie. Strâng liftul. Pas jos de tot. La jos de tot. Prima oară pun astea. Ok. Apoi ridic de țâmburușul ăsta. Pliez asta ușor. Ok. Și așa am făcut zgomot aici o grămadă. Sună ăștia la gardă după aia. Asta e. N-am cum să fie. Și stalții care sunt gălăgioși, frate. Eu sunt foarte silențios în comparație cu mulți. Știi? Să zic mă să nu dea de ceva. Îl băgăm la loc. Îl urcăm sus. Asta e tot. Închidem asta. Mai verificăm o dată. Ușa închisă, cheile. Mă duc să le cer voie la baie, la băieți, să văd dacă mă lasă. Da, colegi, mi-am terminat și o treabă aici la băieți, la Premier, la MJ, la Michael Jordan. Acum mergem spre al doilea client. Da. Mergem spre, se numește Lee's Village Service Station, undeva în OL4. Acum sunt în OL2, trebuie să mă duc în OL4. Zice că e undeva la vreo aproximativ 5000, da? Și aici să vedem dacă pot să întorc. Dar știi cum o să întorc aici? O să bag cu spatele acolo și vin înapoi. De-aia m-am și pus așa, să-mi pus să întorc și eu camionul, dar nu știu câți dintre ei o să-și dea seama de treaba asta. Lasă-mă să întorc și eu aici. Nu te băga. Că nu am unde să întorc. Să pot să ieși eu cu camion. Ok. Moșulică, sper să înțelegi de ce dau cu spatele, ca să nu vă pun viața în pericol, să intru pe drumuri de alea înguste, să vă dărâm vreo casă sau să vă dărâm ceva. Mai bine așteptați o secundă să pot să întorc și ăsta. Că la giratorul ăsta mic e făcut pentru mașini, nu e făcut pentru camioane. Și aici puteam să întorc, dar mereu vin mașini și trebuie să stau tot timpul, să le opresc alea, știi? Mă enervează. Și cu cuștile astea când am fost, nu m-au lăsat deloc, bă, frate. Nu mi-au dat prioritate, nu nimic. Mă vedea că mă muncesc la alea. Uite ce deal era de urca, vezi? Cu cuștile alea, cu alea nu e chiar așa ușor. Știi? Thank you. Ok. Deci, ei mi-au zis că sunt 6 cuști. Dar au fost 6 cuști de alea mari, pe roți. Așa. Au mai fost 2 cuști mai mici de lapte. Și au mai fost alea înghețate. Știi? Cel mai mult am avut
Acum mă duc la descărcarea unde are cel mai puțin, dar treaba e că trebuie să iau tot la mână. Deci voi da cușca jos și voi da la mână toate cele handballing. La următoarele, să vedem dacă va mai trebui să mai colectez ceva, dacă trebuie dat tot la mână. Cred că băieții înainte n-au lăsat și cuși pe acolo ca să vin eu acum să le iau pe toate. Să vedem dacă voi avea spațiu pentru toate. Dacă nu, voi face livrarea și le voi spune că vin mai târziu să colectez alea când voi avea loc suficient în camion, știi? Mă, așa ca job nu mi se pare greu. Uite, depinde cum e suprafața. Deci chiar vreau să vă spun acolo, dacă e pe drept e ok, că dacă le împingi, știi? Dar acum e un pic de efort, faci un pic de sală. Deci, dar munca asta e pentru cineva care solicită un pic corpul. Ia să vedem ce căpcă un mai sunt pe aici. Ia, ăsta trece, că are prioritate. Ăsta, hai mă, trece anul ăsta. Aici făceam gunoiul în zona asta. Dacă sunteți așa cu munca, să nu munciți, să nu faceți, să nu puneți mâna pe nimic, nici nu o să faceți bani cine știe ce, că știi cum e. Acum fiecare cunoaște pe ale lui, frate. Eu mă duc la muncă, nu trebuie să dau socoteală nimănui despre cât de mult vreau să muncesc sau cât de puțin vreau să muncesc, cât de mult sau cât de puțin. E alegerea mea. Mă duc la muncă, sunt banii mei, sunt banii munciți de mine și nu cred că trebuie să fie cineva îngândurat de ce muncesc mult sau puțin. Da, colegi, am de livrat la benzinăria asta aici, service station, cred că asta e. Da, și că scrie service station. Să vedem unde pot să bag camionul, domne. Că-l bag și eu. Unde să-l bag? Îl bag aici, înăuntru. Deci trebuie să livrez înăuntru în partea aia, ok. Să văd să nu-i blochez pe băieții ăștia. Ok. Hop. A bubuit o pungă de aia de plastic. Bă, avea prin spate ăsta, mă. Stai că știi ce fac? Pun camionul pe aici să nu fie în drumul la nimeni. Îl bag, uite așa, pe drept, să aibă toată lumea acces. Hai că am luat și un furtun așa un pic. Lease auto. Mă duc cu foaia mai întâi să văd dacă e, sau poate are ieșire și prin spate, să nu mai mă chinui. Așa, stai că îl bag, uite aici. Îl bag aici ca să aibă tot. Reversing. And just where that black mini is. Yeah. And then you can take it down that. Yeah? That way. Yeah? Yeah. Ah. I thought if I put it there I would have blocked everyone. That's why I put it on here. All right. Yeah. No problem. Thank you so much. I will just leave it on here. Is that okay? Yeah. Thank you. Yeah. Cheers, mate. Yeah, no problem. Ce am dat așa. Să-mi pun. Și mai am niște mânuși. Să le iau pe mânea, să iau mânușile alealte, frate. Așa, am deschis. Să-mi iau mânușile alealte, că astea mai mult mi le stric, frate. Astea mai mult mi le stric. Să vedem ce au băieți aici. Dacă o pun aici, s-ar putea să fie în drum la ăștia. Okay. Așa, sper să nu fie în drum la nimeni. Poate să-și parcheze mașina, uite aici, dacă vrea. Are spațiu, are tot ce vrea. Ok. Să le trag de aici. Ok, cred că am uitat să comutez. Bam, da. Bam, bam, maimuța e pe tank. Deci să terminăm cu băieții ăștia de aici. Oricum am cușca aia și mai am, cred că a zis să fac ceva prima oară. Hop.
fucking whistle. Nu fuge nicăieri. Super choice-ul ăsta. E următorul client. Știi? Fac. Da, așa că am pus stinga până unde. Ai văzut? Robică. Inginerie. Germană. Opa. Ăla nu fugi nicăieri, astea le fac după aia. Ok. Ok. Yeah. I just don't tempt too, no, not too much. Yeah. Yeah. Trebuie să scap de asta prima. Să o invoice. Ok. Trebuia să vin aici și te dau cu spatele până aici. Yeah. Put your wagon across the top and just bring it in here. Yeah, I know, but I didn't want to block anyone, that's why. No, no, it's fine. Bring it across the top. Yeah. Because you'll not, it's too rough around there. Bring it okay, across the top. Okay, there. No problem. Yeah, no problem. Hello, mate. Alright. You know next time. Yeah. So here is your invoice. Yeah. And if you want to check your stuff there, yeah. Yeah. Can I ask you a thing? Is that okay with the camera? Just for security purpose. No, you're all right. The camera. Yeah. Thank you. What's the matter? No, nothing. It's okay. I don't want them. Cheers. Thank you. Bă, mă enervează rău femeia aia. Ce tot să bagă asta în seamă că trebuie să îmi aduc camionul aici, că nu știu cine fură. Ce să fure, frate, că dacă sar pe ei, bade, îi nenorocesc aici. Ce să fure, un căruț cu marfă? Ce să fure, un căruț cu marfă? Cine să fure, frate, aici? Ce să fure, frate, nu fură nimeni nimic. Sunt unii stresanți așa, unii frustrați așa de viață, frate. Zici că cine știe ce le fură de magazin? O sticlă de apă de 20 de pii. Cine se complică? Yeah, so how do you want it? With the back or with the front? It's just that, you see. Ah, okay, no problem. Just a minute, yeah. It has to come straight on. Okay. Hop, hop. No. Bring it back a little bit. Go to the left. Just push it in. Push. Yeah. Right, wait a minute now. Wait.
sell papers in. Yeah. Go in, turn right, after the pub. No way. Wait, 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 wait. Is the fridge here? Right. That's it. Okay. Okay, cheers. Have we got some more yet? I'll have a look. You want that one pack? Which one? This one? Yeah. Yeah? Thank you. Să le iau, mamă, dar gura livrău ăștia pe aici. Problematici. Cum se strânge o cușcă? În primul rând se deschide ușa. Așa. În al doilea rând se deschide de aici. Hop. Deci asta se pliază invers. Se pliază așa. Se ridică așa. Hop. Și asta se ridică la fel. Se pune aici. Și se face loc pentru următoare. Care este așa. Va fi aici. Dar trebuie să o trag mai aici. Bă, da, femeia e un pic sărită după fix, frate. E da, mi-am și camera în cazul în care zice ceva. Uite, frate, am dovada, ți-am livrat marfa, nu ți-am stricat nimic. E pentru... Asta nu intră înăuntru. Nu fi la fel? Sau trebuie să o ridic. Sau trebuie să o fac așa. Op. Da, intră ea cumva, dar n-are. Sau nu e la fel. Nu știu, bă, frate, cu puștile astea care e treaba, că eu nu. Eu n-am muncit în depozit, eu sunt șofer. Se poate să nu fie la fel. Încerc să bag pe ailalt aici. Eu nu mă pricep cu astea. Asta e normal. Trebuie să muncesc și în depozit. Să face așa ceva, dar asta nu merge. Cred că știu de ce nu merge. Stai așa că mi-a picat fisa. Trebuie ridicată sărăcia asta. Ia să vedem. Nu stă. Nu știu cum e, îmi face o grămadă de nervi. Fută-mă. Nu știu, probabil așa e, dar chiar nu mai mă interesează. Vreau să le strâng de și să plec de aici. Plec de la... Plec de la gura livește de aici. Se termin cu ei odată. Le strâng eu mai târziu. Somnul până să nu urc asta. Așa, să vedem unde le bag. Mamă, deci intră pe sub ele, dar trebuie ridicat ala. Am înțeles. Hai să încercăm aici. Ok, asta trebuie să...
Deci am strâns-o. Mă enervează când dau de oameni, deci... Mă enervează când dau de oameni de ăștia guralivi. Hau, 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 hau. Nici nu apuc să zic bună ziua, ce face sau ceva. Hau, 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 hau. Zici că e câine, bă, frate. Hau, 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 hau. Bag. Nu mai zic ce-mi bagă. Dar să subînțelege ce-mi bag, nu? Îmi ia tot cheful ăla, știi? Nu suport să stea cineva să mă fută la icre așa toată ziua. Ia dă-mă că le strâng, uite așa ce are. Că le strâng așa. Nu am zis câine. Hai mă, deschide-te, futu-s. Că la orice companie care am lucrat n-am găsit și eu una să aibă chinși ca lumea, bă, frate, numai toate panarale. Aceasta va trebui să stea pe palet. Ia să vedem dacă mut eu paletul ăsta un pic. Ia uite, asta deja se mișcase. Hop. Hai frate, hai frate. Oh. Se lovește de ceva, mă, nu-i de voie. Ia, uite așa. Să stea cât de cât aici. Așa. Și asta. Să nu se miște. Și tragem, asta mai are încă o frână suplimentară. Vedeți cum e transpaleta asta? Asta și cu asta. Tragi. Uite, nu se mai mișcă nicăieri. Și o pun și așa. Aici, Kinga. Automat. Așa. Punem Kinga. Punem astea. Mamă, ce... Dă-i și chinuete aerobic acum. Că e Kinga strâmbă. E în toate felurile. I-a mai dat un pic de pace lui Guraliva aia, poate s-a mai liniștit. Îmi cer scuze, doamnă, dar cel puțin putea să-mi zice și mie bună ziua, cu tare, nu să mă luați direct hau, hau, hau. Adică nu așa se poartă cu un om, nu? Eu am cerut voie dacă se poate să filmez, i-am zis și omului, mai avea un pic, frate, dar nu. Nu mai zic, lasă. Asta nu e bine pus aici. Acolo, cât să nu fugă nicăieri. Oricum, stă pe palet, n-are treabă. În spate are alea, n-are unde să fugă. Ok, hai să rezolv cu astea acum. Astea îmi va trebui probabil pe viitor. Așa. Rezolv cu mizerile astea. Pusă Kinga. E pusă Kinga deja. Ha. Deși slăbește acum. Să le adaug și pe alelalte, că s-a mai găsit nu știu cine. Sunt mai pe niște
mă apucă toți nervi. Bă, frate, fă-mă, frate, o zi în care ai numai colecții și vii și ți le iau pe toate. Le pui delivery collection. Delivery collection. Hai, mă. Cușca mătii. Ok, care era prima? Asta parcă nu, asta. Ok. Trebuie să o strâng și pasta. Nu, asta vine așa. O vine așa. 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 Stai. Nu fugi că o iau pe măta. Să rezolv și cu asta. O strâng și pe asta pentru orice eventualitate. Asta e stricat. Când l-ai dat jos, o să zic lui băiatul ăla, deschide gura. Îți dau ceva. Ceva mișto. Era un portughez acolo, ci că e după insulă cu Cristiano Ronaldo. În Madeira. Mi-a arătat niște poze mișto rău pe acolo. După ce trece treaba asta cu virusul peștii, poate fac și o vacanță frumos. Asta nu fug nicăieri. Kinga ține de ținut, cred. Nu cred că se disface așa repede. E slăbită, da, e ok. Astea sunt ok. Mă duc să iau alea, să iau semnătură și mă încăra de aici. Sper să nu mai îndea și cealaltă cușcă, că deja am strâns aici. Ok. Ăștia îmi las mânușile, că cine știe cum e vreunul infectat, că la cât de turbat sunt, e posibil. Mai e și situații de-astea, când lumea dai de tot felul de oameni. Așa, asta oricum trebuie să o închid. Ok. Cine-i, frate, aici? Cine-s fură? Ăștia n-au aici magazine, uite.
de-astea de mașini. Crezi că ei nu au camere, nu se uită. Cine vine, cine pleacă. Cine să-ți fure, frate, aici? Uite, au alte lucruri mult mai mișto de furat decât două sticle de apă. În fine, hai să mă duc să iau semnătură de la om. Să văd, e tot ok, nu-i tot ok. Right, mate, can I have a signature, please? Is that okay with the stuff? Yeah? Yeah? I wanted to ask you, is okay with the camera? Yeah, it's just for security purposes. Oh, yeah? Yeah, that's fine. Because some people they might try to steal something or something. I got proof. You know? Thank you. Have a good day. Așa. Frate, stai să le explici la oameni bătrâni despre YouTube și cum funcționează. N-are niciun farme. Nu port cameră, v-am spus, nu port cameră numai că fac YouTube și astea. Pentru mine și pentru siguranță, să nu dea unul una în cap să-mi ia cheile, să fugă. Am dovadă, frate, în caz de ceva am dovadă, știi? Așa, am asta aici. Am asta aici. Ok. Sucesc bar. O să o bag înăuntru. Am lăsat paletul ăla de acolo, dar n-am mai avut baterie să filmez. Așa că m-am chinuit ceva cu el, să fiu drept. Uite, asta nu se bălângă nicăieri, stau și așa cu piciorul pe aia, nu fuge. Are o frână adițională. Mai trebuie să mai las un palet jos și gata, jobul de aici. Rămân frecvent fără baterie tot timpul. Cum termin jobul, mai las să încarce, probabil acum când îmi voi lua un pic o pauză, o să las mai mult telefonul să se încarce. După cum vedeți, mai am paletul ăla de luat de acolo. Așa că voi întoarce Liza. Asta e mai mic paletul ăsta. După aia mai am două Tesco de făcut, probabil două benzinării. La fel, am ieșit de la benzinăria aia de acolo, frate, și inițial am vrut să-mi iau pauză acolo, în grota aia. Dar cât e ceasul? Mai am până la 1 să fac jobul ăsta și mai rămân două de făcut. Stai așa, deci normal nu stau bine poziționat, dar trebuie să mă duc într-o diagonală aici ca să pot să întorc asta. Deci ar trebui să întorc din prima. Dăm un pic așa și un pic așa. Cum ar trebui să le adăm prima? Forțăm un pic o cutie, 2-3 numuri. Știi? Deci asta înseamnă manipulare manuală în spații înguste. Ok? Ok. Aici am mâna pregătită să-l las paletul. Deci mă duc un pic așa, un pic așa. Și aici vin. Deci las așa, las paletul. Deci am lăsat paletul și pun și frână adițională, da? Da? Nu fuge nicăieri, da? Ok. Acum am să stau așa. Am să dau liftul jos, iar apoi mă voi duce să pun o chestie acolo. Deci asta e o descărcare laterală de făcut. Ok, descărcare laterală. Acum să vă arăt cum procedez. Deci mă strecor pe aici. Asta desfac aici. Bac. Asta o las aici. O las și pe asta. Să-mi creez spațiu adițional. Tăcât asta rămâne sus. O voi strecura pe partea cealaltă. Op. Iar aici voi ține Liza așa să nu fugă nicăieri. A pus odată, s-a luat frână adițională. Iar acum încep și o pun în colțul ăsta de aici. Ca să-mi fie mai ușor să virez pe partea aia. Deci e suficient de înalt, că dacă e prea jos, rămâne blocată în bordura aia. Iau un pic diagonală, mă duc un pic așa. Observați că el trage stânga, după care am luat așa, n-am luat bine. Îl aduc înapoi, vin cu dreapta, iar aici va trebui să coboare drept. Hop, nu e bine. Nu e bine ceva. Trebuie să lăsăm liftul mai jos. Hop. Hop. A rămas un pic înțepenit, va trebui să-l las și mai jos. E pământul așa în sus. Okay. Aici mă sucesc ca să
să pot să vin cu fața, să îl bag direct acolo. Deși mai multe îl trag, nu îl împing, de obicei. Trebuie loc să miște. Hop. Raime. On the paperwork it says Super Choice number 57, but on here is cost cutter. Yeah. That's why I wasn't super sure. Super Choice is paper Super yeah. Choice. Yeah. It's cost cutter. Yeah. Before cost cutter is name of Super Choice. Yeah, no problem. Is that okay with the camera? It's just for security. Yeah? Yeah, yeah? No problem. Okay, no problem. Yeah, thank you. Am blocat-o. Am pus așa. Ok. Pun așa. Deci asta normal ar trebui să o las în jos. Nu mai trebuie. Asta la fel adus aici. Un picior pe ea. Urcăm sus. Să vedem unde pun liza asta. Trebuie să o leg de ceva acum. Eu de desubt aici și o leg cu o chingă ce are. Hop. Mă intră. Și o leg așa, bam. Ce vrei după partea asta. Cum e asta, mă, frate? Pun așa. Mamă, ce vrei după partea asta. Pun și frâna. Ok. De aici normal ar trebui să-i pun roata să ducă așa și n-are unde să fugă. N-are, nu fuge nicăieri, nici în față, nici în spate. Astea sunt prinse. Oricum e metal și dacă se lovește ok. Oricum e următorul client aici aproape. Așa că am să pun astea jos. Să-i luau primul, n-am uitat. Ok, mă duc, îi dau să semneze și după aia cred că o să mă pun undeva în pauză. Să vedem. Stau și eu liniștit. Așa. Aici mă uit, nu vine nimeni. Liftul jos. Mă duc înapoi.
frumoasă zona asta pe aici. Case de-astea vechi, făcute frumos, cu gard, cu toate cele, cu grădină, cu nebunii. Ok, am închis ăsta. Asta e invoice-ul lui. Raime, here is your invoice. I forgot to give it to you earlier. And I will just need the signature on the other one. Just a second. Busy, busy, yeah? Yeah, it's busy, you know that. Now this time it's busy. About the virus. Everyone is buying soap and, you know. Yeah, but still, you have pen. Yeah, one second. That's for you, that's your copy. Okay. One second. No, this time. Yeah? Anything is short. Yeah, shortage, yeah. Well, you come in the best way. Booker. Booker's, yeah. Booker's in Gorton. Yeah, you know, next to the police station. How is the stock? You have many stock? Well, it's just 6:30 in the morning. Super trading, yeah? One here, please. Yeah. So, yeah. You will keep the pallets and next time I will collect it for you, yeah? You need it? I give you. No. I have pallets. Because I got the back is full of cages, so there's not any space. Tomorrow or next time I will collect everything. Next time. Yeah? All right, no. Thank you very much. Thank have you. A good day, sir. Good see you. Day. Da, colegi, hai să mergem la treabă. Eu, ce frumos se vede. Mi-am făcut pauza. Am stat, m-am odihnit frumos. Am mâncat ceva. Mi-am recuperat un pic energia pe care inițial o pierdusem, pentru că a trebuit să bag la prima descărcare, să stau să împing de toate cuștile pe roți. Ia uite, frate, ce case pe aici. Foarte frumoase. Aici este zona de condus mașini, nu de condus camioane. În orice caz. Așa. Totul este minunat. Următoarea descărcare 1,7 mile. Așa. Să vedem dacă pot să ies pe scoarul ăsta. Dacă nu, ies pe partea care o să ies, dai colțul ăsta să nu dau să le stric clădirea cu totul. Mă duc așa un pic și aici mă duc pe drept un pic ca să nu-i dau un... Bine, taxiul niciodată nu mă lasă. Niciodată nu mă lasă. Acum a dat și el flash când m-a văzut că sunt jumate în intersecție. Mersi frumos. Ia să vedem, mi-a văzut pauza. Mi-a văzut-o, ok. Am stat frumos, m-am relaxat un pic. Și acum a venit timpul să continui cu livrările la clienți. Băi, eu sunt nedumerit cu vitezometru, frate. Deci 40, da, mi-arată bine. Că merg cu... Zici că merg cu 50 și mi-arată 20 și ceva, știi? De-aia zic că totodată, sau probabil pentru că am scaunul dat prea sus, domne. Aici trebuie să iau virajul ăsta. Pentru că am motrica aia pusă cam aiurea, nu e în spate de tot, e aproape spre jumătatea camionului. Pot să iau curbe de-astea mai strâmte sau așa, dar cum virez, se duce partea altă în polul opus și trebuie să fiu atent să nu dau un vrunul. Știi? Aia e toată chestia. Ia uite-l și pe ăsta, frate, cu tandemul pe aici, ești nebun la cap. Ce, să mă lase autobuzul? Na. Nu mă lasă, frate, că îi crește barba dacă mă las. Și a cerut scuze, a dat și el un pic de mână. Dar na, trebuie să mă bag așa, cu nesimțirea, că nu mă las. Deci fii atent că tandemul de mare l-are. Deci are dita mai... Las 2 și mai era agățat acolo mini remorcă, ce e. Dar cred că și aia are vreo 750 de kg. Și mi se pare că, deci dacă nu trece de, dacă trailerul nu trece de 750 de kg, dar cred că e mai mult de atât. Cred că remorca aia sau ce vrea să fie era mai grea de atât.
Dar dacă nu treci de 750 de kg, poți să o conduci așa, cu categoria C. Înțelegi? Mă uitam pe legislație și așa spunea, frate, știu, și mie mi se pare ireal să poți să mai atașezi cu mini remorcă sau orice, doar cu categoria aia, știi? Și să nu-ți trebuiască E-ul deloc. Să fie un fel de C1E sau ceva de genul. Că și la remorca aia, hai să zic, când o conduci pe drept, parcă nu-ți trebuie așa cine știe ce îndemânare. Dar când virezi și când dai cu spatele, atunci e aia mai nasoală. Numai găuri pe aici. Și acum zice că am de făcut un Tesco. Mi-a zis că e ca un fel de benzinărie, dar să vedem. Acum urcăm pe deal. Tăgădăm, 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 tăgădăm. Tăm, 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 tăm. Vedem ca pedala voia. Poate, mă, camionul ăsta. După aia să mă întorc în garaj. Oricum va mai trebui să mai iau o pauză mai încolo de jumătate de oră, dar momentan este ok, pentru că lucrez în multidrop și v-am spus, timp de conducere am o oră și 10 minute, ce am condus până acum, deci mai pot conduce încă 3 ore și 20 de minute, dacă sunt aproape de garaj, ceea ce nu e mare distanță, eu zic că va fi ok. Mi-am luat o jumătate de oră pauză, pe tahograf mi-arată 15 minute, iar pe bun îmi va arăta 30 sau 31, ceva de genul, pentru că vreau să fiu acoperit pentru Working Time Directive și nu vreau să am infringement, tocmai de aia mi-am luat o jumătate de oră să fiu liniștit și mai am eu încă o jumătate de oră mai târziu și voi fi acoperit și pe tahograf 15:30, pauză de 45 până în 4 ore jumate perioada de conducere, știi? Iar voi fi acoperit până la seara cu ce pauză mi-am luat. Normal, Working Time Directive ar trebui să ai, din ce știu eu, frate, acum sunt două chestii care se bat cap în cap. Unii zic că trebuie decât 15 minute în alea 6 ore de muncă, eu spun că trebuie o jumătate de oră, așa cum zice și legislația, știi? Și 9 ore de muncă ar trebui să ai 45 de minute alea făcute, știi? Și 9 ore de muncă cuprinde și perioada de conducere și ce mai ai tu de făcut, da? În fine, nu mai vreau să dezbat legislație, că numai de asta n-am chef acum. Aici va trebui să virez dreapta și am și autobuzul pe partea, deci va trebui să stau nemișcat până când el trece, după care se iau încet, 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 că s-ar putea să facă și de aici dreapta. Căpcăunește. Asta nu face. Dar acum trebuie să mă duc, că vine și basul. Las basul să treacă. Nu mai las basul să treacă, că ăla face stânga și... Sau ce face? Mi-a dat... M-a lăsat pe mine să trec, nu știu. Sau fi avut roșu. Și aici mai fac încă un dreapt aici. Bam. Tot ok. Și că e undeva pe partea... Deci virez, fac dreapta. Cred că e la Tesco Extra, da, ăla e. Băi, am mâncat niște sandvișuri, mi le-a făcut mama cu ton și cu ceapă. Bă, bune rău de tot, dar bă, cât de bune sunt, pe atât de mulți s-a plecat de la ele. Și acum am mâncat cu ceapă, cu dalea, mamă, să vezi ce... Că n-am nici bomboane la mine, n-am nimic, să vezi ce-mi pute claxonul acum. Haide, mă. Haide. Hai. Mai vine și altul acum. Nu văd nimic de asta. Și mai vine și ăla cu Mercedes-ul. Hai că într-un final s-a făcut roșu, mă lasă și pe mine să trec. S-a făcut roșu și m-a prins pe Yellow Box. Sper să nu fie camere, frate. Dar cred că e de înțeles că n-ai cum altfel. Aici va trebui să le blochez pe amândouă, pentru că urmează să fac stânga aici. Și nu vreau să mă deranjeze cineva de la viraj. Spank. Deci aici voi parca camionul, uite aici, ca să pot să-mi fac și o treaba. Uite, camerele mă protejează de infractori, de toate cele. Las și pe ăștia să intre să-și facă duș. Așa. Să ne dăm jos de aici. Hop, hop. Descuturăm un pic de frimituri și toate cele. Așa, oricum, cine are camionul ăsta de obicei, am văzut că e curat, are mătură, mai are niște dezinfectant pe acolo, deci nu e chiar așa infect. S-au fi dat acum curățenia în ei cu coronavirusul ăsta. Bă, de fapt ăsta închid în spate după aia, dar mă duc să-i dau ăsta invoice-ul. Deci am închis camionul, l-am închis.
e ok parcat acolo. Am dus să-i dau invoice-ul. Prime, from Bookers, that's your invoice. Yeah, is that okay with the camera? It's just for security purpose. It's okay, yeah. Thank you. Where do you want your stuff? Just in the back. Yeah, so around the back or through the shop? Through the shop, yeah, no problem. Cheers. Okay. Ăștia părem dacă se uită urât pe mine, că dacă am cameră, nu știu și ăștia de mașini sau așa, măcar să-mi zâmbească, mă, frate. Cei ce am închis camionul, măcar să-mi zâmbească și la mine. A zis că e ok cu filmarea, ăia din magazin sunt de treabă. Dar ăștia din mașini, să uită așa urât pe tine, să uită, nu știu, nu neapărat că mă deranjează, dar ar putea să zâmbească, știi, că n-ar avea nimic de pierdut dacă ar zâmbi. Ok. Și a zis că trebuie să mă duc prin magazin. Ok. Să pun... Bă, dar nu mă recunoaște nimeni că fac YouTube. În Anglia asta nu am popularitate deloc, frate. Adevărul că cu conținut în limba română, cine să stea să se uite pe tine? Decât români sau moldoveni sau cei din diaspora sau altceva. Nu știu, n-am... Nu știu dacă am întâlnit vreodată să fie român la Peco. Știi? Ok. Okay, nu. E mai simplu așa să le trag. Ok. Bam. Întotdeauna uit ceva. Uit o chestie, întotdeauna o uit, să comut asta. Întotdeauna uit. Așa. Mă urc aici. Așa. De aici. Bam. Bam, au ce curate. Aia nu s-a mișcat nicăieri. Bine, nici n-a mers cine știe ce distanță. Haide, mă, desfă-te. Așa. Deci, Oldham, Chadderton. Oldham, Tesco. Huddersfield Road. Huddersfield Road. Și ăsta e Tesco celălalt. Că mi-a zis că le-a încurcat. Deci, Chadderton. Deci, ăsta și cu ăsta. Că ei mi-au pus primul camion asta și după aia mi-a zis, da, aveți pe el altul. Știi? Oldham Tesco și următorul e ăla, Chadderton. Aici nu-i Chadderton. Chadderton. Ok. Tesco Huddersfield Road. Deci dacă ăla e... Chadderton. Deci Huddersfield Road, Huddersfield Road. Ok. Intrat astea, fix acolo. Ok. Pus-o cam în lateral pe asta. Asta nu fuge nicăieri. Dar totuși să o pun până în capăt să nu am vreo surpriză. Deci, uite aici am futea deget. Dacă nu eram atent. Deci să nu las nicio șansă nimănui. Sau
să nu las nicio șansă asupra vreunui lucru. Mai bine spus. Așa. Pentru că odată ce subestimezi o chestie, nu e bine. Trebuie tot timpul să faci lucrurile, trebuie să faci lucrurile caracal. Așa. Normal ar trebui pe mijloc astea două, dar eu zic că e ok. E prea multă teorie, prea mult, frate. Pentru mine e ok, cum sunt puse, sunt ok. Ajung la destinație, clientul e mulțumit, are marfa, mă rog, nu știu, probabil o fi un pic în întârziere. O fi în întârziere pentru că am avut la aia de dimineață foarte mult. A trebuit să stau, să încarc camionul cu managerul, l-am încărcat și cu încă un șofer. Pentru că manipulanții lor nu lucrează niciunul azi. De fapt, manipulanții sunt în depozit, dar ei se ocupă numai de depozit. Ăștia care încarcă camionul nu sunt la muncă. Știi, uite, asta nu fuge nicăieri. Chatterton următor. Mai verific o dată și pe hârtie. Așa. Deci Chatterton. Deci aici e Huddersfield Road. Chatterton e următor. Ca să nu fac greșeală. Să livrez asta în loc să livrez în partea altă. Știi, aici asta. Aici lăsăm ăsta jos. Sper să nu îndea cuși goale, că n-am chef să stau acum să fac cuști, știi? De aici, să vedem dacă am loc să scot asta. Haide, mă! Să ridic mai sus. Aici voi proceda la fel, voi merge cu spatele, pentru că oamenii intră de când într-o parte. Și dacă intră de când într-o parte, eu voi duce pe partea asta. Yep. Thank you. Just a little bit on the. Yeah. Cheers, buddy. Whereabouts? Down. Down that way. Down this side. Yeah. Yeah. There's a box there. Yep. I'll close this one. Right, mate. Second to give you an answer. Yeah, thank you. Mamă, ce îngust e pe aici. N-am cum să trec, frate. N-am cum să trec. Cutiile astea trebuie montate de aici. I don't know if it will pass, you know? Yeah, no, it's just come, bring it up. Yeah.
It's too big. So, why is the door this side? I don't know. This is the way they give it to me, so. Where's the door though? How did it open? Here on the front there, yeah. Like this. Slide up. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. So just keep it this way. Yeah. Alright. And push it back, pull it. Yeah. And then I'll just pull them away. Fine. Yeah, yeah. Yep. Okay. Yeah, then you leave it. And I'll bring the other one, yeah? Yeah. Yeah? Right. Cheers, Paul. Thank you. Wait, no. I think if we unload this one first. Well, get this out the way. Just to bring in the shop here, just to be safe. Right. You know? Because it's just outside, that's why. Yeah. Să știu că e marfa în magazin, să știu că nu vine vreunul și stă să fure de până ele, să stau să le alerg pe aici, știi? Să știu că am treaba făcută. După aia, normal ar trebui să stea să și le așeze ei, frate, că nu stau să-i așez și marfa în magazin. Știi? I'll just lock it up and I come to give you the hand, yeah? Okay. Să-l ajut pe ăsta să-și descarce marfa. Așa că băieții să comentez dacă mă văd cu camera, stau comenti. Pentru că orice ar face am dovadă, știi? Mă lovește să ia de mine, mă înjură sau ceva. Am dovadă, frate. Sunt tot felul de... Sunt tot felul de cretini și în Manchester ăsta. Știi? Bine, aici normal nu e Manchester, e Oldham, dar... Nu mai are tendință că dacă e un oraș mai mare, să zică că face parte din orașul ăsta. Mă rog. Așa. Deci asta ar trebui să o închid aici. Hârtie am luat-o. Nu mai zic mâine că iau puști. Mă vreau acum. Ok. Strâng ăsta. Bag ăsta la loc. Ochi au semnătură și plec, frate. Ăla vrea să stau să-și bage el marfa. Îmi bag pula marfa lui. Dacă e închis ăsta. Hop. Ok, să facem un pic de... Sign on here. Yes. Tesco Oldham. Yeah. I haven't got any space inside to put empty cages. It's full inside. So maybe tomorrow or on another day to do the collection. Is that okay? Okay. Yeah.
Yeah, probably Friday. Yeah, and I collect on Friday everything, yeah? Yeah. Yeah, no problem. Yeah. Just that got one in there, yeah. Spares to put on side, so. Yeah, alright. Yeah? That's cool. That's fine, yeah? Yeah. Alright, cheers, man. It's a stop and drop store, isn't it? Yeah. Yeah, so you're gonna have to empty it on. It's just a drop off, huh? No. Okay. I'll help you, though. Yeah. I'll help you. Okay, so where it has to go? So just everywhere here, so look. Can you bring this one? On the floor, basically, just on the floor here. Yeah, it's fine, even if it's in the walkway, it's fine. Do you think it's... It's not gonna pass. No, it's fine, it's fine. All right, mate, okay, I'll just pass to you. What is chips inside? No, they're not very heavy. Okay, no problem. I'll just... Yeah? No problem. Everyone thinks it's just a drop, though. I don't know. Oh, you know, I don't mind helping in this. It's just because I got another customer, and I don't know. It's if you know, the petrol station is like yours, but it's in Chadderton. Yeah, I'm not sure. So I don't know. Cheers, pal. Thank you. So sugar, quite heavy. This one. That's with the chips. Cheers. Can this apple? This one. Worse. So whereabouts with this one? These two, yeah. I just stack them up here. Ah, so. Just the one here. Yeah. No problem. Okay. As long as you're happy. Yeah. That's all that matters. No problem. Yep. How is busy? Yeah, it's busy. Very busy now. With this virus and all this thingy. Yeah. Everyone is buying like toilet paper. There's no and milk in the store. No milk. No tissues, nothing. You know what? No I delivered to a store today. I think two roll cages with milk, full of milk. So we thought you were milk delivery after. Yeah. We thought you were going to milk delivery. It might be on the next trolley, on the next how you call it, on the next cage. Yeah. No, you have milk. You don't have milk. We get milk from someone else. Yeah? But today I deliver milk to someone. Did you? So if you want milk, maybe you can contact them and tell them. Maybe they can sort it out. Or maybe they had shortages, I don't know. Alright. This is okay. Now is the thing, so like that. That's not enough. Like this. Hop. To bring this somewhere. Yeah. These two here. Be here for a minute, yeah. Sorry. So the door is on your side. Is on your side. Yeah. 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 So probably just like that, and it will be much easier to. Yeah. No. Yeah. Alright, mate. Like that.
push it back. Where do you push from? Come on, pull back. Over that, yeah, that's. I got it. Yeah. This one, yeah. Okay. Okay, there's a lot of Red Bull, but where do you want it? Yeah, I'll tell you now. This is all the room you have in the store. It's too small, mate. No. Just the Tesco's supposed to be like a lot bigger. Right, yeah. I'll take that. Yeah, sure. Yeah, this is Monster, if you want to put next to it, I don't know. Yeah, it's just, I think, another case of Red Bull. Ah, and it's one more. Yeah, so not so many. These are chips. Okay. Monster. This one. Rockstar, or Red and Less, yeah. Less. Red Bull. Yep. Dr. Pepper. Maybe then. Maybe here. Tango. Orange Tango. Lucozade. This one and this one. Orange. Volvic water, Sprite, Pepsi, another one. This is Pepsi Max. It's one more of Pepsi. No, is this the last cage? Yeah. Only two cages for you today. Right. Big Pepsi Cola. Yeah. Let's leave that there. Yeah. Cool. Fanta. Yeah. Was this new as well? Yeah, it was, wasn't it? Yeah. I just placed it on there. Diet. Yeah, just put that under. Yeah. That's fine. There's another four ones. So one, two, and a big one. Maybe. Yeah. Here? That's or fine. Maybe perfect. Here. Perfect there. Yeah? Yeah, perfect. That's fine. Chips. How come you have to add the camera? Because it's a safety. Yeah, safety. Happen. Yeah, sometimes, you know, people try to be nasty, try to steal things, try to do things, and if I tell to the police or anyone it happens, they ask for proof, you know. So I just you know, the company that you do that, yeah. Oh, but they told me it's okay. Yeah. So it's no problem, don't worry. Yep. Right. It's two. Do you still have that paper? Ah, it's on here. All right, mate. So I'll take you on Friday. Yeah. I tell this, yeah? No problem. Thank you, mate. Have a good day, yeah? Yeah, man. See you. Okay. See you later, mate.
Cheers. Right, mate, have a good day. Thank see you, mate. See you later. Așa. Termină și cu ăștia. Am luat semnătură, e ok. Mai mă întreba el de ce porți, de ce faci, de ce treci. Stau să le dau la toți explicații. Ăștia nu, unii dintre ei nu prea sunt așa cu YouTube-ul, cu astea, nu prea au ei treabă și nu mai stau eu să le dau explicații la toți. Filmez că am tupeu să filmez și mă ține. Care-i problema? Deranjez pe cineva cumva? Îmi fac treaba și un lucru ăsta învăț și pe altcineva să facă ceva bun în societate. Nu? Eu zic că sunt un exemplu pozitiv. Ok, mai am să fac un petrol station de ăsta. Ăia de acolo putea, frate, să-și facă livrarea lor, dar putea să și le bage acolo liniștiți, trebuie să stau eu să-i leașez pe raft. Mi se pare cam aiurea, dar am făcut jobul ăsta, ok. Oricum sunt plătit pe oră, așa că nu... El nu se pune problema, că mă întreabă, da, frate, de ce am venit târziu, pentru că am stat să-i așez lor la marfa magazin. Așa. Ok. Să ies de aici. Cum mergem pe drept așa un pic și după aia încet încet luăm de viraj, încet încet. Aici zice că e 13.9, eu am 13.2, deci mi apare, nu știu, o fi ieșire, uite exit, da, aici e ieșire prin spate. Știi, eu am vrut să testez și un pic omul, să văd cum e. Oricum, mai mi-a pus întrebări, de ce filmez, de ce fac, de ce drag, de ce, de ce. Dar ce te interesează, mă, atât de mult? Uite, hai că o salut cu ocazia asta. Ok. Deci normal, eu ce trebuie să fac? Trebuie să vin cu camionul și să-i le las în spate aici și să-i zic, prietene, livrarea ta e în spate, ia-ți-o de acolo. Dar vezi, pentru că sunt un om căruia îi pasă și vreau ca lucru să fie făcut și clientul mulțumit, eu îmi fac treaba, frate, dar acum știi cum e. Eu nu așteptam nimic de la... Prietene, intra pe interzis. Hai mă, mă lași sau nu mă lași? Toți vreți numai să intrați, să plecați, dar nu vreți să ajutați și pe alții, știi? Da, mă așteptam să zică, bă, prietene, uite că m-ai ajutat, ia și tu un Red Bull sau ia și tu ceva sau cu tare. Am vrut să-i zic de la obraz, bă, prietene, dă și tu ceva de băut. Cu toate că am bani și pot să-mi cumpăr, ia uite, din 2 mile s-a făcut 8 mile. Unde mă bagăm ăsta? Deci trebuie să fac cumva să mă întorc. Dar n-am pe unde să mă întorc, trebuie să fac dreapta și dreapta, iar ea, dacă fac dreapta... sau stânga. Nu, fac dreapta. Să vedem pe unde mă bagă, poate mă bagă pe vreun bus lane sau ceva, să vezi după aia problema. N-am voie să întorc, trebuie să fac dreapta și dreapta undeva. A, acolo e bariera, n-am voie să intru. Stai că e 9.3, acum am văzut indicatorul. Mamă, mamă, ce prost sunt. Ia uite unde mă duceam, ești nebun la cap. Că acolo n-am pe unde să ies, frate. N-am pe unde să ies. Trebuie să fac stânga și iar să mă întorc în altă parte, că n-am pe unde să ies. N-am pe unde să ies. Hai mă. Trebuie să vin unde sunt băieții ăștia aici, dar n-am cum să întorc. A, fac dreapta la intersecția aia și întorc și vin aici. După aia fac dreapta acolo, ok. Hai că a rezolvat, Robic. A rezolvat, Robic, treaba. Da, bă, frate, și am făcut eu mai multă muncă. Asta e, sunt eu mai prost, am muncit eu mai mult. Asta e. Asta e, frate, nicio problemă. Bagă-te ca să poți să iau și eu virajul liniștit. Ăsta nu vrea să facă nimic. Mă bag așa cu fața și ies cu spatele. Sper că nu vine încoa. Ah, cu acest. Așa și să dau pe avarii. Mamă, ce m-a enervat, bă. Că n-ai aici drumurile lor cu sens unic, cu n-ai voie să întorci, nu te lasă.
mă uiți și în oglinda aia de sus, dar nu te lasă nimeni. Ăla vine, vine, dar oprește-te, oprește-te, așa, fii cu minte. Fii cu minte să poți să întorci eu camionul liniștit. Poți să întorci eu liniștit. Ok. Thank you. E automat, mă, mereu, mereu uit că e automat și am tendința aia să, să schimb, să fac, să trec. Mamă, dacă era o mașină parcată acolo, îi dădeam un plin, frate. Eu nu comutasem, lăsasem pe drive. Pentru că atunci când am o situație de asta, mă enervează și trebuie să mă duc și în garaj, că mai am alte două livrări de făcut. Așa mi-a zis ăla, managerul, nu știu dacă va mai trebui să fac. Oricum, mâine m-a programat iar să vin la băieții ăștia. Să vedem acum dacă va fi tot ok. Acum îi dau un pic de talpă ca să pot să, să mă bag și eu liniștit pe bandă. Așa. Să mă bag liniștit pe bandă, uite, 2 mile, nu 7 mile, cum mă punea. Acolo la Peco n-ai pe un seș, frate, știi? Să iau ăsta și cu foaia să-i dau și după aia să descarc și după aia să mă duc la garaj. Așa că, hop, hop. Am la un Tesco, la o benzinărie de asta, în cea de asta. Okay. Okay. Ok, am alea două cuși din spate, pe care le voi scoate aici. S-a făcut ceasul două, frate. Deci, bine, dar nu m-am mișcat cam lent astăzi. De la 7 am încărcat camionul până la vreo 8 jumate, cât era și uite că s-a făcut ceasul 2. Am avut descărcarea aia prima, care aia m-a spart. Să fiu sincer cu voi. Bam. Așa, să pregătesc astea pentru că pregătesc marfa. Mă aduc aici. După aia mă duc să-l întreb unde vrea marfa. Ok, hai să ne urcăm sus. Oricum nu mai am nici baterie să filmez. Nu mai am nici, nu mai merge nici mufa aia să-mi încarc camera. Așa că mare lucru nu mai pot să fac. Să vedem, poate o să bag un pic la mașină când mă întorc. Că am mașina lângă garaj. Să filmez ceva. Ok, hold on each other. Asta luată. Astea cuștile nu se mișcă, sunt ok. Astea luată și pus aici, aia e ok. N-a plecat nicăieri. Așa. Asu că stă bine acolo. Nu mai deranjez. Asta. Okay. Ați văzut aia opritoare, a avut și impact când s-a oprit. Lângă treaba cu filmatul cu astea, eu arăt și meseria care mi-o fac, frate. Adică să vezi și tu ca angajator sau ca patron sau ca ceva, indiferent că înțelegi limba română sau nu, dar vezi, frate, că muncesc când fac treaba, adică nu sunt gen să pun camionul pe ciocane și să fac altceva, mamă, ce aiurea, că dau cu capul fix în asta, frate. Știi? Și aici las asta jos, le pregătesc aici, mă duc
Deci sunt lăsate jos. Mă duc să bag camera, că nu mai am baterie. Ok. Filmez un pic camera. Să vedem că ia câtă baterie mai. Nu știu câtă mai apare. Zic să filmez un pic aici. Așa, și aici livrez eu. Nu știu cât de bine filmează camera, frate. Uite, sunt momentan pe lift. Treaba este făcută. Toate livrările sunt făcute. Cuștile a trebuit să le iau înapoi. Da, astea două pe care a fost marfă pe ele, frate. Așa, stai să mă văd și un pic să văd dacă mai reușesc. Da, frate, și toată marfa a trebuit să o iau jos de pe cuști, să o dau jos de pe cuști, să o las lângă un perete, că asta e politica lor cu Tesco. Deci n-am ce să fac, trebuie să fac muncă să nu comentez. Asta e. Acum trebuie să mă duc la garaj să mai colectez, să dau jos ce e aici în camion și după aia să mai fac două livrări. Așa că ținem legătura. Mersi frumos! Am scăpat și de acel Tesco. Au fost două doamne drăguțe, dar mi-a zis, zice, băi, trebuie să pui marfa, să o iei după cușcă, să o pui jos. Și după aia noi trebuie să numărăm, să facem stocul în timpul lor liber. Bă, toate bune și frumoase, vedeți, navigația e aprinsă și toate cele, dar nu pot să o folosesc, uite, dau click pe aia și nu merge, pentru că am găsit aici un cablu USB să o conectez, pentru că ăsta nu mai merge, nu mai e bun, ștuțul ăla. Trebuie să cumpăr alt ștuț. Faza e că acum trebuie să mă duc spre garaj și nu știu unde e fără navigație, dar uite că mi-apare Manchester, țin Manchester, dacă găsesc autostrada aia care... E o autostradă, Mancunian Way.